Să ne imaginăm că suntem într-un cabinet uitat de lume, dintr-un cătun din România asta mare, frumoasă, dar săracă din păcate, și că la îndemână, pentru diagnosticul și tratamentul corect al acestui pacient, am numai o sursă de lumină și o lupă. Nu am fluorescenă și nu am tonometru. Cu o sursă de lumină și cu o lupă pot examina acest ochi, pot observa pe suprafața cornei o leziune destul de mare cu un caracter malacic, o pot compara cu această cornee cu mierea care curge, observ cu ușurință pupila în mioză, deci există durere, și acest depozit din camera anterioară a ochiului care are o componentă purulentă, deci vorbesc despre hipopion. Diagnostic simplu, un ulcer melting cornean cu uveită secundară, trebuie să stabilesc clar un tratament sistemic cu doxiciclină și local antibiotic, cicatrizante corneene sau ser sangvin. Mi-aș dori să aveți în clinică fluoresceină, că testul cu fluoresceină îmi caracterizează extinderea leziunii, profunzimea acesteia și caracteristicile ulcerului respectiv. Iar pacientul acesta, după efectuarea testului cu fluoresceină, voi observa că leziunea mea centrală este destul de importantă ca suprafață și chiar dacă la prima vedere marginile acestui ulcer cornean par neaderente, ai avea senzația că este vorba despre un ulcer indolent. Privindu-l cu atenție, este un ulcer melting cornean ca urmare a culorii acesteia murdare a fluoresceinei și bineînțeles că există, după cum am spus, și depozitul din camera anterioară. Acum pot să observ cu ușurință suprafața ulcerului respectiv. În cazul în care aș avea și un tonometru la îndemână, presiunea intraoculară ar fi mică sau din contră normală, urmarea faptului că acest depozit din camera anterioară a ochiului îmi împiedică drenarea umorii apoase. Diagnosticul clar, ulcer melting cornean, uveită secundară. Vă doresc tuturor să aveți și tonometru și soluție de fluorescenă, dar nu dezarmați dacă într-un colț uitat de țară aveți numai o lupă și o sursă de lumină.